încep să visez. Roata se învârte, pot să te distrez. Visele tale se împlinesc așa. E șansa ta, dă vina pe ea. Dragii mei, și bine ați revenit la o nouă ediție de Roata! Vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea pe care o aveți și pentru că vă uitați la noi în continuare cu interes. Mai ales în condițiile în care Ana are complet alte interese. Vă rog, dacă se poate... Scuză-mă dacă te deranjez de la relaxare. Știți, am început emisiunea. Mă iertați că ți-ai pus și floricica asta în păr. Ești... Auzi, totuși, nu ți-ai dat seama că am început emisiunea? Alo! Ești vie? Bună, bursucule! Crezi că nu mi-am dat seama, dar mai am de lucru și nu am vrut să mă opresc. A, tu acum lucrezi? Da. Scuză-mă pe mine, nu mi-am dat seama. Da, bursucule, memorez toate mișcările de masaj. Mi-am deschis spa balinez și vreau să învăț cum se face masajul. Și învăț de la o doamnă originală din Bali. Originară. Nu, originală, că facem masaj original, din ăla pe sistem orizontal. Și te masezi, nu? Adică te simți bine, ești în regulă, da, te relaxezi. Au! Păi... Au, doamnă, mai ușor, un pic. Scuze, că da, nu mai ușor, doamnă, un pic. Mai ușor, un mai pic. Mai ușor, mai ușor. Da, mai ușor, un pic. Să... Păi, dar unde-i balineza? A plecat puțin, a plecat, dar nu-ți bate capul, că sunt eu aici, ce să... Tu crezi că eu stau să ascult toate balii vernele tale? Cine ai, bă, mă? Hai că-ți fac eu de... Au! Au! Acolo, mai te relaxezi, să-ți fac de-asta, de anti... Au! Anti... Au! Mai bursucule, stai la unul! Stai acolo să-ți fac de-asta, anticelulitic. Nu, dar chiar vreau să fac un business. Lasă. Am venit din Bali și m-au fascinat tradițiile lor. Stai că... Îmi deschid spa balinez. Mai bursucule, stai... Adică și tu ai nevoie de relaxare. Am, păi cum n-am eu? Stai acolo, îți scuturăm energiile negative, să... Auzi, dar eu mă pot relaxa brusc, stai să-ți fac și-a dat toate. Auzi, tu crezi că eu mă pot relaxa vreodată în emisiunea asta din cauza ta? Stai că-ți fac eu, să... Mai bursucule, Îți fac eu acum, tu... Așa. Au! Hai. Ia, ridică-te. Așa. Și acum trebuie să te îmbuci la locul tău ăsta, să te duci la locul tău. Hai. Bursucule, te hai rog, să începem termină. Că eu să termin. Tot eu. Trec. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să veniți la balinez, o să găsiți și un căcărez. Căcărezian ăsta mic. Căcărezian balinezian. E... Te rog să stai cu minte pentru că începem emisiunea, da? Dragii mei, avem relaxare? Nu, n-avem relaxare, dimpotrivă. Trebuie să stăm concentrați, să fim atenți, să ne gândim la puzzle-uri și mai ales că avem de dat o grămadă de premii. O mașină nouă-nouță, 10.000 de ron cash și, bineînțeles, o vitrină plină de produse electronice și electrocasnice, așa că, în aplauzele dumneavoastră, să înceapă... Roata balineză! Roata norocului! Bună seara, Elvira, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vii direct din... București! Asta, sector... 2. Ai fost vreodată la masaj de ăsta, balinez, malinez, ăsta, te ia, te întoarce... Am fost, dar nu mi-au făcut exact cum i-ai făcut Oanei. Ce-i fac eu Oanei, nu prea-i face nimeni, ce știi? Mie nu-mi trebuie... exercițiu. Eu cum o prind, cum o frământ. Cum o, știi?
Acetea-i și bate. Dar de ce mai bate? Un băț de ăsta, cu o vargă de asta anticelulitică. Lasă că mi-aduc eu o nuia de afară. Cu ce te ocupi? Sunt inginer de mediu. Ce-a făcut? Sunt inginer de mediu. Cu ce se ocupă ăștia ingineri? Cu protecția mediului. Ai, de fapt, ai un salariu de inginer... Nu, ai un salariu mediu de inginer. Mediu, ca să, ca să fie ai simplu pentru mine. Adică vă ocupați așa, să nu se taie plantele, copacii, nu? Da. Să fie curat, să... Se facă colectare selectivă. Bravo, în sectorul 1 n-ați ajuns, nu? O, că umblă niște carcalași, niște șobolan pe acolo. Păi n-ați ajuns nici cu colectarea, dar mai bine cu asta selectivă, de unde să nu mai selectați nimic. Da. Ce ți-ai dorit să câștigi de la noi astăzi? Mașina. E pe vișinim, așa? Dar să știi că asta produce noxe, tu ești cu mediu. Da, n-am tot băgat-o pe aia electrică încă. Am înțeles. Căsătorită? Încă nu, urmează. Cerut? Nu, urmează. Asta. Nu, că noi avem emisiunea lungă. Sunt atâția oameni în public, band-ul, iau-te, Hotplay, Iulia Dumitrache. Bună seara și vouă, pac! Îți dorim mult succes. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu cât mai multe consoane și vocale. Mulțumesc. Baftă! Doamnelor și domnilor, mergem în partea stângă și ajungem la Liviu. Ce ți amintește asta? Ia strigă-l ca în trecut. Liviu! Să răspund la fel? Da, te rog. Da. Așa răspundea Vârciu? Da. Nu cred. De unde vii? Din Buftea, aproape. Aproape aici de noi. Pac, pac, cât ai făcut? 20 de minute. Cu mai mult un pic. Cu tot cu un semn. Cu ce te ocupi? Lucrez în domeniul bancar, sunt proiectant de produse bancare. Mai mult pe partea de digitalizare. Aplicații de internet banking și așa mai departe. Bă, băiatule, bă, s-au inventat niște meserii, mâncați aici gura ta. Bursucule, e proiectant bancar? Da, mă. Poate să-mi proiecteze și mie niște bani? Bă, bani nu știu, dar un credit cred că îți poate proiecta să te ajute să... Ce ți-ai dorit să câștigi de la noi în seara asta? Un laptop pentru cea mică. Și câteva produse de bucătărie pentru soție. Așa îi spui în general, cea mică? Nu, copilul cea mică. Okay. Am crezut că... Câți ani are cea mică? Urmează să facă 10 ani. Dar la 10 ani chiar îi trebuie laptop. Adică și pus că îl folosește pe al tău, tu ce să mai proiectezi? Ai dreptate. Ai dreptate. Eu țin pumnii strânși, consoanele le ai la tine? Eu zic că da. Vocale? Da. Cumpărăm? Cumpărăm. Să încercăm un pic. A, E... I, O, U. A, U. Bravo, mă, iată-mă că știe. Bravo, mă, Liviule, baftă. Mersi, să fie. Doamnelor și domnilor, în această seară la Rata Norocului, vin să câștige o mașinuță, mama Vica și cu Liviu, dar guță. De ce, mami? Doamna, da. Pup, să rămână. Doamna, Miha. Bună seara. Doamna, unde ești, mă? Vină pe partea asta, mă. Doamna, Dan Negru, foarte mișto. Ce? La Vreți să fii milionar aici. Mă place, a? Da, mișto. Da. Dar cum? Că ai făcut, ai două emisiuni într-una. Da, am vorbit Dan Negru și Teo Trandafir, că ea făcea Vrei să fii milionar. Ce chestie. Da. Dar la noi, Jocul cuvintelor se numește aici, la noi, știți? Dar nu se stinge lumina aici? Ba da, se mai stinge, da. Poți să faci 50-50? Să rămân prieten? Da, puteți să mai sua, aveți vreun prieten? N-aveți du-du-du? Ia-o, du-du-du. Vezi? Și aici s-a câștigat milionul. Dar voastră i-ați plătit pe doamna Vic. Da, mă, mică. Ce glume am. Cum l-ați făcut pe domnul acesta? Așa, fraier. Nu v-a fost greu să-l creșteți? Nu. Păi nu vezi că am crezut. Să fie greu. Foarte cu minte. Pentru cine nu știe, mama Vica este mama Domnului. Domnului Iisus Hristos. Da. Nu mă, mama. Te pocnesc. Păi n-am înțeles, dar cred că tu ți-ai uitat încolo. Domnul la tine mă refer, mă, că tu da, este mama mea. Mama mea cântă, o să avem și o surpriză în această seară. Tuturor, ia uite-o-mi. E ceva acolo. Stăm în emisiune, mamă. Dai o scamă așa. Stăm în emisiune, totuși. Doamnelor și domnilor, o să râdem, dar o să și câștigăm pentru familia Buga, familia pentru care Liviu și mama Vica au venit să lupte. Abia așteptăm să... Haideți să le urmărim povestea împreună și după începe jocul.
Mă numesc Buga Marian, am 55 de ani și sunt asistent personal în îngrijire copil. Am doi copii, Nicușor, care are 17 ani și jumătate, și Claudiu, care are aproape 15 ani. Soția a plecat în 2015 și a trebuit să îmi las serviciu și să mă ocup de copii. Cea mai mare dorință mea este să fiu sănătos, să poată să am grijă de Nicușor. Când Nicușor avea un an, mi-am dat seama că are o boală gravă. Ne-am dus la control cu el, iar doctorul ne-a spus că suferă de, s-a născut cu tetrapareză spastică, microencefalie cerebrală, strabin și mai multe, distrofolie dentare. În momentul când am aflat prima dată care diagnosticurile acestea, am zis să încerc să fac ceea ce trebuie să fac un părinte. Soții Buga au încercat diferite tratamente de recuperare pentru Nicușor, dar acestea au fost în zadar. Soția lui Marian a decis să plece și astfel Marian, rămas singur cu doi copii, și-a sacrificat viața încercând să îi facă fericiți, mai ales pe Nicușor, care necesită o atenție specială. Am momente seara, înainte de culcare, când s-au și pe parcursul zilei, când s-au și mă uit la el și de multe ori îmi spun ce s-ar fi întâmplat cu Nicușor dacă aș fi pățit eu ceva, dacă s-ar fi întâmplat ceva cu mine rău. Ce ar face Nicușor? Ce s-ar fi întâmplat cu el? Cine ar mai avea răbdarea să stea cu el așa? Familia Buga este beneficiara programelor sociale ale Asociației Fabrica de Daruri. Dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți face o donație în contul afișat acum pe ecran și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Orice sumă este binevenită și vă mulțumim pentru asta. În această seară vom vorbi cu domnul Marian. Bună seara, domnul Marian! Bună seara! Domnul Marian, în această seară, Liviu și doamna bună seara, domnul Pica Marian. Au venit să lupte pentru dumneavoastră. O să vreau să vă întreb ce v-ați dori, de ce ați avea nevoie de la noi? Un aragaz și un frigider. Un aragaz și un frigider. Vă mulțumim mult de tot, domnul Marian. Mai revenim la dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă promit că vom încerca să vă facem să zâmbiți în această seară. Să plecați de la noi cu și noi vă facem tot posibilul să ajutăm cu ce putem. Da, vă mulțumesc. Domnul Marian, dacă sunteți pregătit, Liviu Guță, o să spun Liviu Guță, asta este, vă cheamă Liviu pe amândoi, da. Nu pare Livache că ce nebun. Și Liviu. Livache, Liviu, mama Vica și Elvira, dacă sunteți gata, începem, sunteți? Suntem gata! Să înceapă Rata Norocului, runda întâi!
Dragii mei, până una alta, Liviu, Mama Vica. Unul dintre voi doi va trebui să înceapă prima rundă. Mama Vica. Mama Vica. Luca, nu trebuie să dea acum. Stai să văd dacă poți să ridic. Deci, Mama Vica. Liviu, Mama Vica și Elvira. Aveți un buton în partea dreapta voastră, stângă, respectiv centru. Vă voi da un puzzle de departajare. El arată fix așa. Simplu ca bună ziua. Ia spuneți bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, taică. De ce simplu, ați văzut? Avem și un domeniu și mai simplu. Domeniul este produse. Produse. Atenție. Liviu, Mama Vica, Elvira. Vor apărea litere aleatoriu, una câte una, în puzzle-ul nostru. În momentul în care vă dați seama de răspuns, va trebui să apăsați butonul. Nu l-apăsați dacă nu sunteți siguri, pentru că în cazul unui răspuns greșit, veți fi blocați. 1500 de puncte, avem un joc, sunteți gata? Da. Da. Liviu, Mama Vica, Elvira, respirăm. Atenție, domeniul era... produse. Și spunem start pentru prima oară în această seară. Produse. Atenție, apăsăm butonul din partea dreaptă, stângă sau centru. Elvira, Mama Vica, Liviu, 1500 de puncte am pus în joc. Stop! Elvira. Uleiuri esențiale. Uleiuri esențiale, spui tu, pentru 1500 de puncte. Ia să vedem. Bye. Astea sunt... Am început cu dreptul, frumos! Da. Pa, pa, pa! Am început bine emisiunea. Bună seara! Yes! Publicul nostru e viu astăzi, da? Sunteți în putere? Da. E, asta înseamnă că vreau un pic de gălăgie pentru Elvira, pentru că a câștigat 1500 de puncte! Înainte să continuăm... Tu ce faci acolo? Iartă-mă că... Masaj balinez! Ce masaj balinez îi faci, mă, câinelui? Păi, dar seara, măi, bursucule, exersez, îmi încălzez mâinile. Masaj balinezian la căcărezian. Iată. Avem un puzzle pentru runda întâi, Elvira, fii atentă tu începi runda întâi. Da. E un puzzle la fel de mic, și cum ai spune acum bună seara, ea spune bună seara. Bună seara. Ia uite, pac, ăsta este. Ai văzut? Bună seara și pac. Pac, la noi e tot e la secundă. Avem și un domeniu oferit de Ana Maria Barnoschi. Mamă, ți-am dat reclama aia, bună. Domeniul este încheiere. Încheiere. Pentru prima oară, în această seară, te concentrezi, apuci de roată, dai tare, cât poți tu de tare, dar să nu rupi. Și se termină emisiunea, că e încheiere. Exact. Atenție, ești pregătită? Da. Și... mulțumesc. Lasă-mă papa la mare, vreau distracție și sare, mamă, năgosti lulea, am aflat ce drag. Mamă, mamă, bine, bă, asta înseamnă, mă, eu emisiune. Nu vreau să asist la pedeapsa asta. Asta este emisiune de succes. Adică începi sus, în forță, crește și audiența, tu faci tot posibilul ca noi să ne distrăm, până câștigi tu. Fii atentă, da. Trei plicuri, portocalii de data asta, Alesana, 1, 2 sau 3? 1. În prima. Așa vor toți, 1. E greu. Ce să... Ia să vedem. Citește, bă! Puneți un biscuit pe frunte și fă-l să îți ajungă în gură fără mâini. Ai văzut filmul Joker? Da. Ok. Baftă! Mulțumesc! Elvira! Da? Aici lângă noi. Așa, perfect. Fii atent. Pentru a verifica că e proaspăt, e bun. E bun? Ok. N-am voie să vorbesc cu gura plină. Ok. Dacă a picat pe jos. Asta e o rugăciune ebraică, ceva, nu știu. Ce faci tu? Dacă a picat pe jos, ferească Dumnezeu, spun atât că cățelul a fost constipat. Elvira, baftă! Mulțumesc! Ma! Asta e rupt.
Așa alunecă, mă! Ce dracu ați luat-o? Nu putea să luați de-aia populari! E băie! Tu n-ai băie, nu e pentru tine! Nu, nu, ai... Circus! Bine ați venit la circus! Am încercat de 3 ori. Încet, 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 încet. E bine, e bine. Din nou, din nou, nu prea mult lași capul. Hai, 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 hai! Bravo, mă, căcărețiene. Bate cinciu. Bate cinci. Bravo. Asta a fost. Lăsați-mă pe Elvira să stea, vă rog puțin mai stânga, domnul Oliver. Un spectacol foarte frumos a făcut cățelul. Mi-a plăcut. Elvira, da. Mai avem pedepse, dă-i. Șapte de puncte. Consoana este N de la nucă. Hai, hai, hai! Cum ar spune colegul nostru Dan Negru, nu te precipita, fii calmă, gândește-te, ai toate secundele din lume. 5. Ce rost are să intri în panică, să-mi dai acum o consoană care poate fi greșită și poți pierde în momentul ăsta 2900 de puncte, poți pierde tot, dar nu contează, fii calmă, adună-te, inspiră, respiră, au trecut cele 5 secunde, Liviu Guț. Râde la Raluca. Bine! Nu fii supărat. 200 e mai bun ca asta e o tură. Da. Da. Așa că hai, consoană. Mai un pas. S de la Sorin. S de la? Sorin. Sorin. Cine e Sorin? Nu cunosc niciun Sorin. Hai bine. 4500 de puncte. Cumpărăm o bocală sau dăm de rată. Cumpăr vocala E. E? Da. E, de la... Elvira. E. Bine! Nu uita în ecranul ăsta de jos, ai domeniul. Da. Da, domeniul este... Domeniul este? Încheiere. Bravo. Așa. Acolo ai consoanele și vocalele pe care le-ați folosit. Da. Dau de roată. Hai. Am doar 18 ani. Mama, mama Vica... Fugi! Fugi că mai e timp! Doamne ferească! Stai că începe cățelul să Doamne cânte. Ferească Dumnezeu cu toți nebunii tăi în platou! Ce faci, mă, vezi să-ți ții echilibru? Nu vor sucurile, fac masaj! Păi cu ăla, mă? Păi da, da, cu bețe de bambus, așa scrie în carte acolo. Spitalizare, nu mai e... Da, da, la, cu ăla faci la un elefant! Nu e bun. N-ai și înțeles pentru... Să este un masaj spitalizat. Știi cum scap de celulită? Cum? De la ăsta? Da. Păi cu ăsta scap și de invitație, ești nebună, nu doar de celulită. Hai, mă, bursucule. Du-te, mă, de aici. Am umblat prin saloane, am mai auzit și eu bârfe și am auzit că dacă e lung și gros... E băi, Barnoschi, băi! Măi, nici la început bine că-ți trag un băț, mă, cărcă. Doar eu am voie să fac rahaturi de-astea la matinal. Tu nu. Adică nu ne ceartă pe rând. Ia mâna. Dar de ce, măi, bursucule? Chiar am auzit bârfele astea. Mamă, ești nebun, zici că e tot. Cum se numește ăla? Taragot? Cum nu te învârti. Caval. Cum îi zice? Buhai? Caval. Nu, caval. Cum se numește? Măi, bursucule, chem... Vezi că acum chem ploaia. Poate începe ploaia. Poate începe ploaia. Bursucule, lasă carbahalul. Ce, mă? Carbahalul ăsta, lasă-l. Barnoschi. Draga mea, în momentul ăsta ai 4000 de puncte și ai dat pe 700, da. Am nevoie de o consoană. M de la mașină. M de la mașină. Dai de roată, mai cumpăr o vocală? Cumpăr o vocală. Ia-zi. A.
De la Albina. Da. Mă! Mă! Ne cerem 1000 de euro. Mai sunt niște scurgeri la ecran din când în când, mai scapă vocale. Ce? Vocale sau dai de rată? Dau de rată. Ai, că așa au dat toți faliment. Albastru la albastru, da. 500 de puncte. L de la Liviu. Da, bine. Auzi, bursucule, cred că e o eroare la puzzle. Ce eroare, mă, să fie, mă? Păi uite, măsa nu are cratim acolo. Păi, mai Barnoschi, măi. Nu e măsa, e... Aola. Elvira, ai 5700 de puncte. Da. Cumpără vocală. La banii tăi. Mai cumpără, ce mai zic eu ceva? Când începem emisiunea? Ai văzut că la U ăsta și publicul a fost întârziat. U, clang. Doar unu. Ce facem acum? Dăm de roată. Dă-i, că... Păi nu dai tu de roată? Păi. Ia cu tine și inima, inima mea, și ascund-o în bagaje pe undeva. Oh, Joker! Știi ce înseamnă? Am o întrebare. Ce ai mâncat azi dimineață? Nimic. Nimic. Toată ziua. Nici eu. Da, dar nimicul tău a fost mai slab ca nimicul ei. A fost mai în gol. Elvira, da. O consoană corectă și ridicăm jokerul. Asta înseamnă că ai șansă dublă pentru această rundă. Poți greși odată, cum s-a uitat mama Vica la mine, pe bune? A câte puncte are, mai dai și cu șansă dublă? Maică-mea nu e emisiune acum. Da. Consoana este J, de la Joker. Este! E, și din momentul ăsta se înceapă distracția. Avem 5200 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm de o rată? Cumpărăm o vocală. Zi. Încheiere este domeniul. I. Bine. Până aici ai jucat foarte bine. Ai reușit să-ți adun punctele. Ai reușit să descoperi o mare parte din acest puzzle, dar de acum încolo vine greul. Nu uita orice literă greșită și am pierdut tot. Da. Elvira. Măi, bursucule, dăm de dacă vine greu, că ai zis că vine mai greu acum, nu vrei să-ți fac un masaj? Hai, te rog eu, ca să-mi dau și eu drumul la business aici. Haide, haide că o să-ți placă. Păi mă joc și eu cu fata asta aici. Hai măi, bursucule, vrei să te chem ca la plajă? Am venit, cum ar veni ca... Cum mă să mă chem ca la plajă, mă? Cum cheamă aia cu portavocea? Cum cheamă aia cu portavocea? Hai, bursucule, fă-ți curaj, vii la mine la masaj. Hai, te rog, scoate sacoul, nu te mai uita ca... Băi, băi, mă, Barnoschi, tu vrei un masaj anticelulitic de-asta? Eu mă dezbraci în direct acum. Am și un masaj, bursucule. Am și un masaj pe care îl fac la aia, pe care nu-i sufăr. Bă. Ție nu-ți dă sinceritatea pe afară? Nu ți-l fac, că tu ești prietenul meu, dar e foarte dificil. Dar mie nu-mi faci cu bățul ăsta, că nu... Nu mai bursucule. Da. Dar ce masaj îmi faci? Am un masaj anticelularic. E împotriva celulelor. Când stă clientul la masaj, e telefonul, știi? Nu, că n-am la mine, e ok. Și mă așez pe asta? Da, așează-te, cu că toată încrederea. Văd! Că ți-ai gura ta asta, ține 45 de chile. Păi da, ce, tu ai mai mult? Nu, Barnoschi, mulțumesc. Hai de bagă capul aici, la veciu aici. Poți să stai așa să-mi anunț familia?
Să știți că eu n-am vrut să mă fac de băcănie la televizor. Îmi cer scuze în cazul în care urmează ceva. N-ar fi prima oară. Da. Da, da, și tu, prietenul. Am zis în gând, scuze-mă. Hai, Să rupe! Drigu. Grigos. Te-ți bag capul acolo? Da, la WC-ul aici. Las că stau așa, măcar dacă se rupe să... Așa. Acum deconectează-te, relaxează-te. Uite că ți se vede chakra. În ce te-ai așezat? Așa. Auzi, vrei să-ți fac cu pumnul închis sau deschis? Păi tu mă întrebi pe mine. Tu trebuie să... Cum îmi recomanzi? Că tu ești aici... Hai, lasă, că știu, eu fac închis. Bun. Vrei plesnit sau ploscăit? Plesnit sau ploscăit, așa? Bine, vreau plesnit, hai. Perfect. Scuturat? Scuturat sau frământat? Bă, mâncați ești gura ta, e sondaj de opinie! Mă masez sau fă o dată dacă tot te apuci. Mai bursucule, trebuie să știu ce tehnici să folosesc. Vrei să te calc în picioare? Calcă-l între picioare. Ultima. Să văd eu că ai tu curat să mă calci pe mine în picioare, ești nebună. Calcă-l între picioare. Băi, Barnoschi, se rupe, băi, Barnoschi! Nu cred. Barnoschi se rupe masa! Bine! Doamnelor și domnilor, Circus Globus! Barnoschi! Barnoschi, ne face ca la televizor! Bursucule, vrei stropit sau nestropit? Băi! Grămada cere vârf! Doamnelor și domnilor! Când eu v-am zis că bursucul e la picioarele mele, nu m-ați crezut! Acrobație! Auzi? Dar să știi că mă simt mult mai bine. Nu, nu vezi? Nu era. Asta spun. Acum poți să te urci și tu pe ea. Trec la partea a doua. Care-i partea a doua? Te calc pe cap? Asta e masaj oltenesc. Să mă calci, mă, pe cap. Trebuie să mă întorc așa. Bursucule, ți-au trăznit oasele sau ai scăpat ceva? Gata că trece emisiunea, ce să... Gata, m-ai hai. Îndreptat de tot. Asta a fost prima parte. Auzi, o să mă duci cu masa până la roate. Unde rămăsese, mă? Pe masă. La masaj. Era clar că eram la Elvira, că cu altcineva nu m-am jucat. Elvira, dai de roată sau cumpere vocală? Dau de roată. Dă-i. Ah. 500 de puncte. Fă de la Florin. Ce facem acum? Dăm soluții. Hai, lasă-mă! M-ai omorât așa, din prima linie ne-am încălzit bine și ne-ai luat banii? Da. Elvira, 5700 de puncte. Dacă soluția ta este corectă, faci 6200 de puncte, iar soluția ta din runda întâi este... Un masaj ideal are, la sfârșit, finalizare. Un masaj ideal are, la sfârșit... Finalizare, spui tu. Păi da, când te duci să plătești. Că dacă te-ai simțit bine, trebuie să dai și nota de plată. Da sau nu? Parcă am trebuit să plătești, bursucule. Este!
6200 de puncte. Jokerul ăsta îl iau eu, uite aici, îl pun așa frumos. Credeam că nu ne mai trebuie în această viitoare rundă. Dar cu 6200 de puncte, Elvira, okay, mergem la vitrină! Iau! Salve, jamără! Runda întâi câștigată de Elvira, draga mea, 6200 de puncte. Vitrina este a ta. Ce ne alegem? Un televizor. Un televizor, 2000 de puncte. Un telefon. Un smartphone, 1300 de puncte, 3300 direct. Un aragaz de la Studio Casa. Studio Casa, 1800 de puncte. Un aspirator vertical de la Samus. Samus, 600 de puncte. Și restul... Mai avem 500 de puncte. Le donesc. Donesc cele 500 de puncte. Da. Felicitări, Elvira, mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Mergi la locul tău. Iar eu mă îndrept către domnul Marian. Domnul Marian, mă auziți? Bună seara! Bună seara! Domnul Marian, avem 500 de puncte. Ce vă doriți? Un cuptor cu microunde. Un cuptor cu microunde de la Albatros. 500 de puncte. Felicitări, domnul Marian! Da, vă mulțumesc! Și pentru că am început foarte bine această emisiune, doamnelor și domnilor, domnul Marian a luat și el un prim premiu. Iar noi suntem gata să dăm și mai multe premii și să mergem în runda a doua! Cel mai bine, cel mai bine este să... Uite, uite la mine. Mă duc să cânt ceva, frate. Mă duc să cânt ceva. Nu mai vreau să mai joc. Cu tine nu mai joc. Doamnelor și domnilor, pentru că s-a supărat în această seară, vrea să ne cânte ceva live și... Să cânt așa gura mea ceva. Liviu Guță! Mama Vica, ce fecior, Mama Vica, da. Talentat! Mulțumesc! Și acum, și acum te bat! Plin de viață! Și plin de viață! Mama Vica merge la locul nostru aici. Da, da. Vine și Flăcău. Bravo, bravo, Liviule, bravo! Mulțumesc! Iar acum, pentru că ai cântat atât de frumos și pentru că eu țin la tine, dau? Am o veste să-ți dau. Proastă sau bună? Bună. Bună pentru tine. Elvira stă. Aleluia, aleluia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vă dau un puzzle de departajare doar pentru tine și pentru Liviu. Bătaia între cei doi, Liviu. Fii atent, tu ai un buton. Eu am. În partea stângă ta. Tot buton. Prea departe. Unde-i, bă? Așa. Căutam Liviu... și Ruben să se-l decupez pe ăsta. Liviu tot în partea stângă ta. Fii atent. Puzzle-ul de departajare arată așa. Avem nevoie și de un domeniu. A. A, B. Băi, ești nebun.
Ai pierdut tot timpul. Ana, dove sei? Dove sei, Ana? Parlare italiano! Ma che signore! Mamma mica, Che cosa vuoi? Spaghetti carbonara, Blicchi, blicchi, blicchi! Mamma mica, știți italiana? Sì. Auziți, puteți să o strigați puțin pe Ana în italiană? Ana, puoi venire per favore? Și acum puteți să-i spuneți, lăsați că-i spun eu. Ana, por plecare, por favore de toto. Por favore. Nu te entiendo, bursucule. Te-ai murdărit de italiană la gură. Unde ești dragă și italian? Sunt foarte relaxată. Ce ești? Sunt foarte relaxată. Asta văd de câteva sezoane, că n-am știut că am stipulat în contract că trebuie să supăr pe tine. Acum chiar sunt. Dar ce? Ai câștigat la loto? Ce ai făcut? Nu mai, bursucule, sunt fericită că am fost în spate la Buddha și m-am eliberat. Asta era ultimul lucru pe care nu l-ai spus pe post. Chiar ăsta era... De ce, bursucule, dar du-te și tu să vezi ce bine te simți. Am vorbit cu Gabi și a adus Buddha în spatele panoului. A conectat Buddha la canal. Băi, băi, Barnoschi, băi! E totul zen, bursucule. Gabi, ai fost și tu la Buddha? Ia uite-l. Ai fost la Buddha, Gavi? Și te-ai eliberat? Te-ai eliberat? Ieși afară. Ieși afară. Ieși fițar zenul. Gavi, du-te și adu Buddha în platou. Băi, băi, cu măi, Barnoschi, mă, te rog eu frumos, băi, copilule. Crede-mă, bursucule, că trebuie să fim zen. Uite ce nervos. Bă, tu de când ți-ai făcut relație nouă, te-ai zăpăcit mai rău. Stai cu minte, măcar. Gavi, adu Buddha. Băi, te bat. Nu te simți altfel. Vezi, parcă te-ai mai liniștit și tu. Ai, nu te comporta așa ca și cum nu știi despre ce e vorba. De câte ori ai fost la șpriț și te închinai la Buddha? Și în genunchi. Doamne, dă-mi, Doamne, răbdare, că dacă îmi dai putere... Fă o minune, Doamne. Ține-mă, Doamne, Doamne, răbdare. Dă-mi, Doamne, răbdare, că dacă îmi dai putere, omor. Gen. Noi, la ora 22, la ora 10, trebuie să ieșim de pe post. Știi? Atât avem noi alocat. 2 ore de emisie. Stau de 5 minute să-mi dai un domeniu. Oamenii ăia vor să câștige bani. De ce n-ai spus așa? Domeniul e tigaie. Tigaie. Liviu, tigaie. Atenție, de la Buddha la tigaie e un singur pas, se pare. Fii atent. Vor apărea litere aleatoriu, știți, da? Am 800 de puncte în momentul ăsta. Liviu. Nu, mi s-a prins banda. 3, 2, 1, start! Tigaie, hai! 800 de puncte, apasă butonul. Dă-i, apasă! Stop! Liviu, ulei de gătit. Ulei de gătit, da sau nu? Este! N-am știut că există ulei de gătit. Nici eu. De unde să păi ce noi gătim? Las că știe mama. Ești pregătit acum să dai de roată? Mama Vica, ai onoare. 2 secunde să vă dau un puzzle. Iată-l. Ăsta este puzzle-ul din runda a doua. Copăcelul Anei... Cred că am crește misiunea. Copăcelul Anei nu are legătură cu ultima literă. Deci acolo trebuie să fie o literă. Dacă mai era un ecran sus acolo, cred că... Da, da, nu, că puneam... Dar o să apară și aici jos. Imediat, literele ori să apară și aici. Negre chiar. Domeniul, Ana. Domeniul este efect. Efect, perfect. Oh. Mama Vica, trebuie să dai dorat o secundă. Dacă m-am gândit eu așa, că știi cum e.
Ban la ban tragi. Da. Stai să... Dă-te puțin să spun banii. Adă banii la mama aici. Așa, nu, lăsați așa. Ca să-mi așezați-vă pe aia, știți? Ce acolo? Nu, nici chiar așa. 10.000 de romi păi, ești aici. Am pierdut eu 10 centimetri, da. Nu, 20. Vrea să mă urc pe ei. Să cam uita cifru. Las că știm că sunt aici. Să-i noștri. Da, iau-ți, mă. Dacă vrei ban, vină la emisiune, ne. Mă! Bio! Sete pe valiză, ca să fugim cu ei. Mama Vica, hai să luăm banii ăștia și mașina, tare de roată. Doamne ajută! Tare de roată, cât dai, de stai, tare. Că n-ajungi, ajungi! Hai mă, că ajung, lasă-mă! Hai! Hai mă! N-am cu sorile. N-am, bă, că e grea. E grea, bă, mâncață. Ai ceva în buzunare? Să ne vă speriați dacă se aude ceva. A fost o greșeală, pot să mai dau. Mă, duc aici. Acu galbeni al tău, mă. Păi ori la galben, ori la ăsta. Ce ai făcut, mamă? Bravo, ce mână ai. Data viitoare. Prea scurtă mâna. Deci cum ar veni, s-a terminat jocul. Pentru tine, mă, Tanda. Mulțumesc, aplauze. Liviu, este rândul tău și când spun Liviu, nu spun Liviu Guță, ci Liviu. Liviu. Scuzate. Te rog. Mă iubește femeile și e moarte dur pe mine. Mașină! Prima treime din acesta... Măi, copii, mă, deci fiat, Liviu, dă-te puțin mai stânga. Nu mai sunt cum am fost, nu mă mai încolo. Așa, și tu că... Păi nu-mi cap de c***ul lui mama. Are un c***și că e braziliancă, așa stă. Ia dansează, mă, și eu mă dă încolo, mă dau încolo. Liviu, prima... Nu ca să mă rușinez. Prima consoană. D de la Dumitru. D de la Dumitru îți poate aduce prima treime din acest autoturism, da sau nu? Este! Ia Dacină. Dar ce e? Partea din față? Partea din spate? Îți alegi tu, nu e nicio problemă. Dacă vrei, poți să iei și rata de rezervă. Gata, știu acum răspunsul. Știi, a? Da. Dă. Hai, Liviu. Tare. Gașca mea nu poate să stea liniștită. Vino, primă. Hai și tu, dacă simți așa, vino, gașca mea. L de la Liviu. Hai să vedem. Bine! Hai! Eu pe treaba! Hai că n-am noroc! 800 de puncte, dragul meu, încă 800, consoană. B de la Barbu. De la Bou, gen. De la Bursuc, gen. A, da. Ia să vedem. Îmi pare rău. Liviu, îmi pare rău, frate. Deci vine să plâng. Doamnelor și domnilor, chiar acum am revenit la normal. Emisiunea decurge normal și ne întoarcem la Elvira. Cum la Elvira? Păi că stă. Păi n-a stat, mă, în pază, nu de departajare. Săraca, n-ai începutul că vrei să stea acum. Știi cum e? Stă și ea de bun simț. Nu stă chiar așa toată seara. O să mai intru în emisiune. Elvira, da. Baftă. A venit mama cu mine în emisiune. Că nu vă auziți mamele în emisiune. No. Powerplay. Faliment, n-ai ce să pierzi, aveai 0 puncte. Dar mă întorc la Liviu Guță, care v-a dat de rată, pe are în momentul ăsta 800 de puncte. Hai, Liviule! Ca să... Poate mă duc cu totul. Poate dai faliment.
Despre sigură. Șapte sute, consoană. Că? Ce? Ce? Ce mă, consoană? Fii atent, ai repetat de dimineață cu mama. E. Băi, consoană, mă, zici, vocală, mă, ți-am că le confund recu. Bă, iar mă chemai la emisiunea asta. Ți-am zis să... Ți-am zis să-ți schimbă mâna. Tu. Da, da. Tu de la... Taur. Tu, n-auzi? Tu! 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 Nu e că... E vocală! Ia zis, e, adică... Hai! Nu mai bine îți dau eu un T. Dă-mi și mie un T minor. Dați-i și lui un T minor, ia să vedem. Cred că din părți. Bine! 2900 de puncte, cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Dăm de roată. Hai. Calinca, calinca, calinca maia, s-a duiat, ramalinca, malinca maia. Wow! Yeah! Știi de ce ți-a cântat piesa asta, nu? De ce? Că era să o faci de calinca, calinca, calinca. 1000 de puncte. O consoană corect. G. Unde-i vizi G? De la gogoșar. Da, da. G de la guță. G. Mai zici și tu, B de la bursuc. Ce să cauți, mă, G, mă, mă, G, în tot alfabetul ăsta. Păi zici zice... D, G, de la... Nu zice. Nu, nu, că la noi nu e pe firme. Știu. Liviu, 2100 de puncte, poți cumpăra o vocală? S-au fost adorat, avem și o treime de autotări. Ia zi! E! 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 Oho. Eu sunt eu! 1600 de puncte. Dăm de rot. Hai! Încă o jumătate de mașină. Îi dăduse față, așa că-i da spatele. Încă o treime din acest autoturism. Da. Atenție mare, consoana ta este... N de la noroc. N de la noroc. Bravo, Livac. Este! Dragul meu, știi cât de aproape suntem? Mi-ai dat soluția din runda asta, am luat cele două plăcuțe și după, din patru, mai am nevoie de una singură și o soluție. Trecem la următorul. Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Liviule. Tu ce faci, mă, nenea, cum ți-ai deschis alimentar? Barnoschi! N-ai înțeles, bagă motorină. Făceai masaj, acum ți-ai adus ulei alimentar. Ce faci, mă? Numai bursucule, încerc să implementez și la noi tehnicile balineze și fac masaj cu ulei de-al nostru. Păi de bucătărie, mă, soro, mă. Bursucule, nici nu știi ce bun e. Chiar e terapeutic în funcție de brand. Cum în funcție de brand? Cum adică? Păi uite, cu uleiul Flol faci masaj în fundul gol. Lui ajută la piele 100%. Bine, mai aveam și o altă variantă. Razarea lui ajută dacă vrei să fii... Măi, Barnoschi, măi, măi, măi! Uite că mai am unul aici. Cu un... te relaxezi, te dai cu el și visezi.
Și ultimul? A, ăsta e cel mai tare. Uleiul de la b***a nu irită păsări. Mai! Și-o, idiot! Uite, am și una. Uleiul ăsta e bun rău. Te rog, mergi la locul tău, că dacă nu vine să te tăi. Bursucule! Ai grijă să faci pană. Am nevoie de... Am nevoie de pastile de inimă. Eu nu mai pot cu tine, soro. Eu ți-am mai spus, am și îmbătrânit. Eu nu mai sunt ca acum 76... Rica, bursucule, Rica! Ce Rica, mă? Păi n-am terminat urarea de mai devreme. Păi bine că m-au angajat, aia erau acum mulți ani. Nu mai pot. Nu mai pot ca acum 6 ani când ne-am apucat de treaba asta. Deci, mai ușor. Sunt și bătrân și bolnav. Gata. Liviu. Da. Bancherul. 2100 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm drat? Cumpărăm vocala A. A. Oh, oh. Efect. Efect este domeniul. Dăm de roată. Hai! Uite cât de aproape. Stai o tură, mai aveai, cred că, fix cât să sufli în roată, să te duci la 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe roată. Rămânem cu două plăcuțe din acel autoturism, dar revenim la normal în emisiunea asta. Singura care până acum a câștigat este Elvira. Mulțumesc! Elvira! Sute de puncte, consoană. M, de la mama. Mama Vica. Ia uite, hai, dă-i! Amintirile mă grinduiesc, amintirile mă răspondesc, nu mai resist. Nu ne bucurăm înainte, Elvira. Da. Ce ți-am spus? Ce ți-am spus eu ție, Elvira? Să spun în 5 secunde o consoană. S. Care? S de la soare. S de la soare. Și uite așa am adunat 2500. Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Dăm de roată. Hai, tare. Așa-ți băieții umblă, nu mai după fete. Ești ca de blonde, cea bene și brunete. Au! Mamă, 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 800 de puncte, punctele care te scapă de pedeapsă în momentul ăsta. Consoana ta este? C, de la creion. Cătălin. Cătălin, creion, Sorin. Este! Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Da, cumpărăm o vocală. Ia zi. Vocala I. I. Bun! Dai soluție. Dau soluție. E falimentul prea aproape. Ce faci? Dau soluție. Ce aveți, bă, că vrea fata să câștige, bă. Iar câștigi? 4100 de puncte, Elvira. Masajul de calitate vindecă dureri de spate.
masajul de calitate vindecă dureri de spate, spui tu? Răspunsul tău din runda a doua pentru 4100 de puncte, Elvira, este... Încă 4100 de puncte, punem acolo frumos în depozitul tău. Mergem la vitrine și mai luăm niște produse. Aplauze pentru Elvira! Doamnă și la runda a doua câștigată, bineînțeles, de Elvira, 4100 de puncte. Se pare că e pusă pe fapte mari în această seară. Vitrina este a ta, da. Spune-ne. Încă un telefon. Încă un smartphone, 1300 de puncte. Fota de la Studio Casa. Studio Casa, 1500 de puncte. Un cuptor cu microunde. Să fie primit de la Albatros, ăla mare. Nu, cel de 500. Cel mic de 500. Cel, dați-mi și pe acela. Și de și 500, da, și da. 700. Ai luat și cuptor și cuptorul cu microunde. Da, și un mixer. Și un mixer. Doamne ajută, de la Albatros, 100 de puncte. Asta spune Elvira, felicitări. Mulțumesc. Iar noi, doamne și domnilor, mergem mai departe în runda a treia. Doamnelor și domnilor, am ajuns în runda a treia. Asta înseamnă că Liviu, chiar tu poți începe runda a treia fără niciun pas de departajare, pentru că în prima rundă a ghicit Elvira, în cea de-a doua a ghicit Liviu, iar acum ai șansa ta. Atenție, puzzle pentru runda a treia. Arată cam așa. Un puzzle relaxat, cum ar spune Ana, doar că Ana ne spune domeniul în momentul ăsta. Domeniul este adio. A, în sfârșit. Doar domeniu. Ah, am crezut că... Liv... Mă... M-am enervat! Hai, simți să te dezbraci, să... Încep să put! Hai momentul să fim atât de sinceri la televizor. Nu, no, frate, că nu... Liviu! M-am dat cu... Cu dalea, cu dalea. Cu screm de babă. Hai, adio, dar rămân cu tine! Dă-i! Ce bine, mâna greblă se făcut. Doamne și domnule, în această ediție senzațională din această seară, revenim la normal. Elvira. Uite. O miuț. Râde la Radu. Râde la Radul, mami, Radule. 2000 ai luat, băiatule. Fata mea, hai, dă-i. Și, op! Hai! Trei sute. N, de la Nicu. Auză-l și pe Nicu, hai! 2900, nici nu mă uit pe ecran. Pic mai așa pun la falime, nu te dai tu șurită să cânte toată echipa. Tu de la tata. Ai mai pus 1000. 3900. Cumpărăm o vocală, s-a dândărată. Adio este domeniul. Cumpărăm o vocală. Să știi că domnul Marian totuși, Liviu ca Liviu, dar domnul Marian chiar așteaptă să te mai împiedici. Hai, vocala ta este. E. De la T. E. E. Mă iertați că am o colegă. Barnoschi, Stai mai Barnoschi, stai mai Vursucule. Cum ai și zăpăcit tu cu Barnoschi? Am găsit o tehnică nouă de masaj. Asta era, bă, dacă eu vă spun că nu facem emisiunea asta, ce tehnică ai mai găsit, bă? Masaj cu sânii. Cum, mă? Masaj cu sânii. Masaj cu sânii?
Băi, ești nebun la cap. Hai, la ăsta. Unde e cuierul? Cuierul! Gabi, unde ești, mă, ține? Așa, masaj cu sâni. Mă iertați un pic. Nu așa, bursucu. Bursucu, da, aroveșa, aroveșa. Aro cum? Aroveșa, cu burta în sus. Păi așa se face masajul cu letiții. Da, doamne, cu letiții? Letiții. A, letiții. Țiții. Letiții. Mama Vica, eu m-aș întoarce cu letiții în sus, dar se vede steagul. Și nu e momentul să ridicăm steagul păcii. Ana, da. Hai, curaj, dă-i cu masajul ăla. Stai un pic, citesc cum se face. Nu pot să zic la steag cum se Auzi, cheamă. Tu fă încet, că eu nu mă grăbesc. Știu, stai un pic, că trebuie să le aduc. Ia. Ce să aduci, mă, fată? Auzi, mă, dar tu nu iai la tine. Am citit greșit prima oară, nu era cu sânii. Dar cu ce? Era cu sânii. Băi, Barnoschi, băi! Hai acolo acum, hai Gabi, vino. Băi, Barnoschi, băi, nu pune aia pe mine, că mă doare, tu ești nebunul la cap, ce masaj ăsta? Unde ai mai văzut tu vreodată masaj cu sânii? Măi, bursucule, dar e o carte nouă. Dă? Eu am venit aici pentru un masaj cu sânii. Băi, cu sânii! Sânii! Am și de ăla. Păi ăla-l vreau, hai pe ăla-l vreau. Dă-l pe ăsta la o parte, las. Stau acum cu sânii. Ne luăm după toate cărțile. Vrei masaj cu sânii, da? Păi da, eu când ți-am spus că dacă citești mult, nu citi mult, că tâmpim. Doamna Vica, veniți puțin. Băi, bursucule, nu e ce crezi tu. Deci masaj cu sânii, adică... Adică să ne urcăm pe bursucu. Mai lasă-mă, mama Vica, nu e cazul, că n-are rost. De ce nu vrei? Faceam un masaj, ia trece aici pe... Faceam un masaj. Ia trece aici să faceam un masaj. Ia. Opa, ai grijă. Ieri ești prost. Păi da, nu vezi? Bursucule, nu prea te descurci cu săniuța. Hai, să facă mama masaj. Așa, mama Vica, ia. Ai aici. Da-ți, doamnă, da. Amândoi. Aici. Au, nu tu! Aici, doamnă, da-ți. Hai să facem masajul. Păi noi facem noi. Firar, mama ei de... Buci. Doamnă, eu zic să rămâneți aici un pic în zonă, că eu încep să mă joc. Elvira. Mama. Dar pe mine nu m-a chemat. Păi vină cu ace și tu să mă ajuți. Elvira. Da. E rândul meu. Am uitat. Am început jocul? Hai că te lasă. Întorc eu eu ăsta. Da. Nu mai fac masaj, că nu știe mama Vica să facă masaj. Vă mulțumesc! Hai, te-am pupat? 3400 de puncte! Da. Tu stai acolo, câte masaje. Nu! Da, vreau acum să-ți arăt masajul ăla, cum este calc în picioare. E păcat de el, dacă tot ne-am apucat. Elvira, zi ce vrei să faci. Ce să faci? Dai de... Bursucule! Așa! Așa, mă! Vin și eu? Au, nu! Au! Au! Elvira! Bursucule, venim și noi? Da! Dai de roată sau cumperi o vocală? Dau de roată! Dai de roată! Life is life, na-na! Wow!
De unde și vorba, când bursucul masează, toată lumea încasează, ești nebun? Mamă! 10.000, Elvira! Păi vezi că mi-a arătat mie întâi, ghinion! Elvira! 10.000 de ron cash, mămic! Tu iei, eu scând și mi-o dai mie. O consoană, ridicăm plăcuța. Te-ai emoționat? Puțin așa. Vrei un masaj? Depinde de cine mi-l face. Îl face Liviu, că te iubește rău. Nu atunci. Știi cum strânge. Unde e burlanul ăla? 10.000 de ron cash. O consoană, ridicăm plăcuța. Dacă îmi dai soluția, banii să te. Hai să o luăm treptat. Primul lucru. Consoana corectă. Cât de la Cătălin? Ală în balanda! Care înseamnă rândul meu! Liviu. Da? Mama Vica. Da? Atenție acum! Vreau să vă concentrați. Da. Aveți o șansă mare de a câștiga această rundă. A la rombe, rombe! Ce înseamnă asta? Nu știu. Băgați subtitrare. Când... Dați de roată, fără faliment, hai! Aici. O aplaudă, o aplaudă! Sex bomb, sex bomb, oh, sex bomb, and baby, you can turn me on. Oh, yes! Mama Vica, Liviu. Am nevoie de o consoană corectă. Uitați-vă în ecranul de jos. Există 4 consoane folosite și o vocală. Adio este domeniul. Vreau să vă concentrați. Atenție mare. Domnul Marian are nevoie de ajutorul vostru. Consoană corectă. Mama Vica. D. Oh! Hai! Mai departe. De dreapta. Avem ce o zici? Valiză mai mică de data asta. 3.000 de roni. Cash. Da. În momentul ăsta nu banii ăștia sunt importanți. Acolo pe ecran avem un 60. Asta înseamnă că aveți 60 de secunde doar pentru voi. Vei da de roată, nu foarte tare de data asta, poți da încet. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spuneți o consoană. Că e corectă, că e greșită, nu contează. Timp de un minut dăm continuu de roată. Da. Vreau în momentul ăsta să vă uitați în puzzle, pentru că domnul Marian are nevoie de voi și de ajutorul vostru. Uitați-vă în ecranul de jos, puneți-vă în minte 4-5 consoane pe care să le avem și care să nu se repete. Nu dăm tare de roată și începem în... 3, 2, 1. Hai, Liviu, încet, mai încet, mult mai încet poți să dai. Atenție, ne pregătim de prima consoană. Atenție, dă-i durată, dă-i durată, dă-i durată, că nu e, dă-i durată, dă-i, 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 dă-i. Fii atent acolo. Prima consoană, stop, este. P. P, dă-i durată, hai, pentru 800 de puncte, P. Dă-i durată, dă-i, 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 imediat, 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 las-o. Pentru 1000, S, dă-i de rată, hai! Așteaptă! Consoană! P, ai zis P. Da, cum o cheamă pe mama? V, V, dă-i de rată pentru 800, hai! Lasă, lasă, concentrează-te, consoană bună! Consoană bună, 1500 de puncte, o consoană! Mai avem 12 secunde, o consoană bună! U. Bă, consoană! Da, consoană! C, de la... C! C, 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 da, C, C, C! Dă-i de roată, C!
Ok. În momentul ăsta avem 7000 de puncte Powerplay! Mamă! 7000 de puncte. Mama Vica, Liviu, 7000. Da. Putem cumpăra două vocale să ne ajutăm? Vocale, da. Atențiune! Ia spuneți, mama Vica. I, fii atent, vreau să te uiți în ecranul ăla de jos. Da, am văzut, aia să zic. Asta okay. Zis. I-u. I. A. Ușor. I. I. Gândiți-vă poate la o vocală mai... U. U. Perfect. Stop. 6000 de puncte. Stop. Nu te grăbi. În momentul ăsta ne uităm în puzzle și încercăm să-l descifrăm. Dacă vreți, mai luăm o vocală. O vocală, mai luăm una. Perfect. Vocala, nu sunt sigur. Vocala voastră este... Stai puțin. A. Nu eram sigur. Așa. Mai, mai luăm o vocală să o vocală. Fim siguri? A. Și acum ne oprim. Ne oprim. Ne concentrăm. Știm soluția. Da, stai puțin. Stai, mă lași puțin, în da? Gând, fii atent. Zito. Mama Vica, știți soluția? O știți da sau nu? Știu eu. O știți? Fii atent. Liviu, stai. Nu te grăbi. Stai. E ceva în regulă aici. Stai. Avem 5000 de puncte. Putem da de roată să mai adunăm puncte? Nu. Mai putem cumpăra o vocală? Așa sau îmi dați soluția? Dau soluția. Liviu, deci mama Vica, peste... o singură dată. Mama Vica, deci... Pentru domnul Marian și pentru Nicușor, 5500 de puncte ar fi câștigul din runda a treia. Liviu, nu te grăbești. Atenție, orice literă pusă prost, am pierdut. O singură dată, da. Clar, rar, tare, corect. E sigur, da? Zi! După 3 ore la spa, la tensiuni, spunem pa. Spunem pa. Sau spune-i pa. Spune-i pa, pardon, scuze, da. Spune-i pa. Spune-i pa. Pare rău. Ați spus spunem, îmi pare foarte rău. Nu mă spune-i, băi, stai mă, spune-i. Liviu, o singură dată ți-am spus... Clar, tare și corect. E ok. Ai spus, e bine așa. Ai bine. Spus exact așa. Bine. După 3 ore la spa, la tensiuni, spunem pa. Păi așa spunem. Păi da, spunem. Spunem. Asta ai luat? Păi da, că nu poți să spunem. Asta ai spus, nu, asta am bine, luat. E bine. Liviu, ți-am spus să mai cumpere o vocală, Liviu. Hai, spunem pa. Spunem pa, spui tu aici. Iar acolo spui că este la. Liviu, la, da. la, ai spus tu, de da. Două ori cu la. Dacă nu te grăbeai și mai dădeai o singură dată de roată sau o vocală, îți dădeai seama, nu, Liviu, e bine, 5.000 bine. De puncte. Bă, lasă-mă și că ești vrăjitor. Mă face să dau o emisiune înapoi, gen. Liviu. Dacă ne trag cu minte, negaz. Atât, perfect. Dacă acolo nu este la... E mi. Dacă acolo nu este la, ești pa. Este. Ești pa. Pa. Dați drumul! Pa ar putea să fie acolo. Pa acolo? Ar putea. Păi și atenție. Pa? Ar putea să fie. Liviu, 5500 de puncte. Acolo e problema. Cheamă că răspunsul tău este greșit. Răspunsul tău este greșit, Liviu. Acolo este problema. Nu e, mă, dă-i. Dă-l păi greșit să-l dau? Vedem. Mai păi n-am cum. Că cum trebuie e? Să merg la Liviu să joace mai departe. Nu. Liviu. Păi eu am zis, cum? Eu am zis, spune-i. Nu, ai spus, spune-mi. Nu, Liviu, nu, e spune-mi. Spune-mi, ai spus, domnul Guță. Spune-mi, ai spus. Atenție, nu, e bine, te trage în țeapă. Liviu. Mergem mai departe, ai 0 puncte, nu poți să cumperi nicio vocală. Păi deja știe. Păi și ce să-ți fac eu?
Păi i-am dat eu răspunsul. Nasol, atunci dacă răspunsul ai dat tu, da sau nu? Da! Yes! Băi, ce frășoară poți să ai, mă! Dar cum să... Mai, era să zic... Era schimbați să zic... din tot jocul! Băi... Am intrat în istorie! 5500 de puncte. Vreau să iei pe mama acum emoționat cum ești și să cânti ceva înainte să-ți dau premiile. Hai să cântăm ceva, hai! Hai! Doamnelor și domnilor! Liviu Guță alături de mama Vica în această seară. Doamnelor și domnilor, a treia rundă! Doamne, sunt un moment absolut senzațional, un moment emoționant. Aplauze pentru mama Vica și Liviu Guță! Mulțumesc! Sunteți o minune! Mulțumesc! Sunteți o minune! Iar acum, dacă tot ați urcat lângă mine,
Să știți că avem 5500 de puncte și trebuie... A, trebuie să coborâm. Asta, da. Să luăm darurile. Da, de bine ce ați... De bine ce ați urcat, trebuie să coborâm. La vitrină, bravo! A, mi-a căzut mama mică de aici. Doamnelor și domnilor, runda a treia câștigată de mama Vica și de către Liviu Guță, 5500 de puncte. Domnul Marian, ne auziți? Da. Domnul Marian, 5500 de puncte. Ce ne alegem din vitrină? Aragaz. Un aragaz! Studio Casa, 1800 de puncte. Un frigider. 2000 de puncte, Albatros. Bine! Un storcător de fructe. Un storcător de fructe de la Taurus, 350 de puncte. Un blender. Un blender de la Taurus, 150 blender. De puncte. O tabletă. 1000 de puncte tableta. Și mai avem 200 de puncte. Și un prăjitor de pâine. Și un vrăjitor de pâine, Samus. 200 de puncte, felicitări, domnul Marian. Acestea sunt punctele. Bravo, Liviule, felicitări. Și mulțumesc, mama Vica, domnul Liviu Guță. Felicitări. Și numai dumnealui. Hai să nu cădem. Cu mare drag, domnul Marian, v-au auzit și credeți-mă, da. Nu se opresc aici pentru că mai avem o rundă. Așa că avem, ei vor rundă, lupta să câștige și runda a patra! O luăm de la început, runda a patra, puzzle de departajare, iată-l! A... Opa! A... Stai și freci la câinele ăla toată ziua. Bă, tu pe asta ți-ai leafa, mă, frate? Normal. Bă, vreau și eu într-o zi să stau să frec câinele și tu să... Dacă n-am câinele, găcesc eu ce să frec. Și să stai tu aici să faci emisiuni. Bursucule, cel mai bine e să stai cu mâna la blană și să vină banii. La care blană? La blana. Direct din Corazon. Aici mi-a zis, o trebuie să recunosc. Direct din mijlocul plănii. Băi, se arde platou. O stinge lumânările alea, că noi mai avem emisiuni de făcut, știi, că au început să... Da, să mai bărsucule puțin, că trebuie să fie așa o atmosferă zen. Adevărul e că dacă luăm foc, o să fim zen toți. Domeniu, te rog. Cum frești tu blana, așa? Domeniul este aromă. 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 Dragii mei, fiecare are câte un buton, da? Litere aleatoriu, ba. Hai să vedem cine începe runda a patra. Aromă, start! Aromă. Hai, toată lumea are voie să apese butonul. Aromă. Cine începe runda a patra? Elvira, Liviu, mama Vica sau Liviu? Aromă, stop! Cine credeți că a apăsat primul? Eu. Da. Tu ai fi vrut. Da, asta zic. Asta, da. Dar că tot Elvira. Da, bețișoare parfumat. Bețișoare parfumat. Eu i-am zis, ca da. Să înțelegi. Bețișoare parfumate. Bravo, Elvira! Bravo! Asta înseamnă că îți dau un puzzle, puzzle-ul din runda a patra, iată-l. Îți dau și un domeniu, nu eu, Ana, te rog. Mamă, domeniul este imaginație. De ușoară. Da, cu imaginație le facem pe toate. Ne putem imagina câte puncte putem aduna după puzzle-ul ăsta și dăm de rău. Hai! Drag, și banii aia, odată, de câte ori vrei să... Mamă. Mai o pune și acu, face... Hai, mama Vica, mai ai o șansă. Mama Vica, tare! Baby, 400, galben. A. Foarte bine. Foarte bine, că aveam nevoie de o consoană, băi, dar e bun și a. E bun. Ai luat-o pormele mele? E bun și a...
Până la urmă ne facem treaba cu el. Maică-mea, cum ar veni, a venit să mă susțină doar. Ca să înțelegi ideea. Hai, Liviule, dă-i! Obțite de puncte consoană, Liviu. Așa, bă, mama. De la mama Vica. E, vezi cât mă iau. E. A, uite, hai, dă-i de dată! Sergior pentru mașină, dar dacă îmi dai o consoană corectă, îți dau 500 de puncte, ridicăm plăcuța și mi-o dai mie. Zi. R de la Radu. Dă-mi e plăcuța aia, te rog. Ai mai luat 500 de puncte. Eu vara nu dom. Ai scăpat, tinere. 300 de puncte, consoană? N. N, de la... la Nicu. Nicu. Ia-o de-o pe Nicu, băiat bun. 900 ți-a adus. Ai 3800. Cumperi o vocală sau dai de rat? Vocală, cumpărăm o vocală. Vocală, te rog. O, de la oaie. O. Sau de la... O, de ce unde, frumos ești, de bursucule. Unde vine și... Sau o, braț frumos. De unde vine și vorba, ce faci, bă, oaie? Hai. Cere și un C. Dăm de roată sau, sau cumpere o vocală? Mai cumpărăm? Cumpără, cumpără, că... Cumpără, băiatul meu. Nu, dar Elvira are nevoie. E, de la elefant. Bine făcut. E, e, e. Mama Vica, e de la... Suntem mâncați. E, 2800 de puncte. Mai dau o dată de roată. Dă-i, 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 tare, tare. Te joci pe lângă pedeapsa aia, 200 de puncte. T de la Tudor. Eu ți-am spus că lucrezi pentru Elvira, nu mai crezi. Zici că sunteți în echipă. Hai, Elvira! Petite dulce, ca București, în toată lumea nu găsești. Param, param, pam. 500. D de la Dan. Este! Hai! Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. S de la soare. La 700, normal că pui S, că poate se repetă de două, trei ori, să te îmbogățești și tu, ce n-ai. Mai de două ori, auzi. Ce mai vrei, mă, acum, mă? Dacă nu dai foc la toate bețișoarele alea. Ne-ai omorât cu mirosurile astea în platou. Trebuie să te simți bine, bursucule. Păi nu mă simt eu, ce n-aibă. Mai am puțin și îmi sare tensiunea în aer, dar mă simt bine. Dar trebuie să nu vii pe aici, că te arzi la pantaloni. Și o să zic că lumea ia uite și pe pârlitul ăla de la Canal D. Deci ce voiam să zic? Pentru că domnul Guță a câștigat mulți bani în runda trecută, vreau să mi-l fac client și vreau să-l invit aici să-i fac un mic masaj. Liviu? Nu, domnul Guță. Auzi, dar până vine, poți să-mi spui ce masaj vrei să-i faci? Din ăsta de milionari. Așa. S-a deschis unul la noi în Titan. În ce zonă? În zonă la Titan, acolo, nu știu cum să Titan. Zic. A, ok, da. La Santrapezului, cu milionari. Ok. Și ce masaj ai pentru el așa? Adică ce... Masajul roata norocului. Au, bine. Îți dai seama cum... Urcă-te, că nu mă învârte. Și șuturi. Băi, vezi, mă, că ai stat specialitatea casei. Ia, pune-te, că și eu sunt curios să văd ce... Mamă, zici că sunt ciorbă de burtă. Ia. Specialitatea casei. Să vedem ce... Mai bursucule, e ca și cum ar fi smântâna bucătarului, băi, doar că e acum masaj roata norocului. Adică nu mai ajungi la roata norocului? Păi joci, cum să nu? Stai să vă ce... Deci fii atent, că e un masaj special, dar lasă-te jos, la relaxa. Dar cum ar veni, nu-mi făcea aia parcă? Păi ia-ți face că nu e, stau aici doar așa, la relaxa, așa. Dar apropo, a plecat... Masioza, unde ești, mă, mâncați aici gura? Păi că trebuie să aduc roata norocului. S-a dus să aducă sculele. Ce faci, mă? Ce aveți, mă, acolo? Gabi, unde-i cheia?
Stai mai aici, că vine fata acum, nu te grăbi, ce n-ai bani. Stai să întorc, uite S-ul ăsta de aici. Mă cați cu mașina? Hop de sus. Am făcut pe avarii. Hop de jos. Ha? Hai, bă! S-ule! Aha. Asta. Gata, l-am găsit. Stai acolo, Liviule, că vine cu roata norocului acum. E... Doamnelor și domnilor, masaj roata norocului, specialitatea casei pentru Liviu Guță, oferit de către Ana Maria Barnoschi. E... Nici măcar nu e roata aia bună. Ia băi, nu poți, băi, băi. Măi, Ana, stai mă întins, relaxează. Da, mă relaxează, mă trebuie. De cum? Pe bune mă relaxează roata asta. Auzi, stai întins cum trebuie. Băi, Ana, dar nu e bine, măi, pe cuvânt. Păi e foarte bine că am roțile de vară. Nu e, mă, treci cu mașina aceea. Băi, da, mă, dar nu poți să-l calci pe omul. Băi, boss, ia, bă. Hai, măi, vursucule, măcar puțin. Pus că nu la picioare, păi aici, pe coloană. Aflu ea cu emina asta. Dacă tot te apuci, asta. Cam asta simți când te calcă mașina, Liviu. Când merg cu 50 la oră. Simți? Ei, nu. S-a reglat feng shui-ul. Am avut un prieten, l-a călcat trenul pe deget, dar avea degetul nas. Cam așa și totul cu roata asta. Elvira, da. Îl lăsăm la masaj 2400 de puncte. Dăm da. Deodată sau cumpărăm o vocală? Cumpărăm vocala A. A. E, a nu. Mai aia nu. Gata, domnul Guță, puteți să veniți înapoi dacă nu v-a luat somnul. Hai să aduc și cricul. Am vrut să zic ceva, dar suntem într-o emisiune cu... Poți să mergi la loc, ai pană! Poți să mergi la loc, ai pană. La loc, ai pană. Ai pană, mă. Am pană? Ai pană. Bun, ce facem acum? Dau... Dă soluția cu cricul. E soluția. Dau de roată. Bravo, dă-i, 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 hai, tare. E ziua în care vreau să fiu doar o mare care să dăruiesc la întâmplare. Cât de la Cătălin? Mai încercăm o dată. Hai să vedem. Cătăline! Da? Da. Bursucule, dar iar e greșit puzzle-ul. Unde-i, mă, greșit, mă? Păi aici, la măsea jos, nu e eu? Nu, mă, nu, nu. Nu e asta. Iar îți dai tu cu părere. Dăm de roată. 2600 de puncte, hai! Dar unde dragoste nu e? De la tata. Hai să vedem. Oh-oh. Imaginație, Mama Vica, Liviu Guță. Liviu Guță. Dă-i dorat. Nu veniți cu mama. Nu Liviu. Ajung aici. Ei, n-ajung. Dă așa. La ce te ajută jokerul ăsta în momentul ăsta, dar pare așa, distractiv. Am nevoie de o consoană și dacă îmi dai o consoană corectă, ai dublă șansă în această rundă. R. R a fost. A. Asta. Da. Bravo. Mulțumesc. Aplauze. Uite-mi aici. Păi, dar nu m-am uitat acolo. Liviu, 2800 de puncte, dai de rată sau cumperi o vocală. Dat. Asta e dedicație de la tine pentru Elvira. Mă ucide ea! Mă ucide ea! Ce? Dacă ai greșit, chiar te ucide de data asta. Litera Z de la Zoro. Hai bă, lasă bă, bă, băiatule, de la Zoro, bă! De la Zamă! Nici Z-ul nu mai e ce-a fost. Bravo! 4200!
Tu dacă stai în fața lui, exact unde scrie Doamn, Doamn, și faci așa din țe, să știi că nu-l ajuți. Eu n-am făcut așa. Deci ești, continuu, te așezi, te... Ăla de-aia săracul nu știe păi ce consoane să mai dea. Că dacă mă mișc, o să rămân dezbrăcată în curând, că am lavalierele puse pe acest... Dacă stau și fac așa și mă stau pe loc și țopăi și... Ia fă-mă așa să vedem dacă vor să cadă. Chiar sunt curios. Lasă! Că nu vreau să experimentez. Păi tu lasă, dar păi ăsta mic l-ai omorât săracul, are dreptate. Că de-aia și Liviu zice... A, 4200 de puncte zi. Am nerot. Păi ce normal acum dacă ți-am luat-o din față. Opsute! Mă gândesc! Păi bă, în regulă că te gândești, că și-o tot la ea mă gândesc. I-a găsut de la film. N-a fost litera G de la George. Poți să te îmbraci, că urmează Elvira. Elvira? Da. Dar de ce să nu cumperi, mă, tu o vocală să te ajuți? 4200 de puncte, măi, Livile. De ce, mă, să te calici ești așa? Uite, 2600, ia, fii atent. Mi-a respectat ar, arrivederci. Zi, Elvira. Cum por vocala aici? Ia uzi. Mamă. Da, zic. Vezi? Ce facem acum? Dăm de roată. Hai, tare! Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel și nimeni n-are cum să ne dupoate, nici lumea nu mai vede mare. 500 de puncte, pare din ce în ce mai simplu. V. V. De la Victor. Ia să vedem. Este. Ce facem acum? Cumpăr vocala U. U. Acolo, al doilea cuvânt o omoară, da, nu? Da, da, da. Al doilea cuvânt pare greu, dar mai avem 2100 de puncte, mai putem cumpăra o vocală. O din A. Că nu există. Asta voiam să zic. Nu e. Dacă știi tu altă alfabet, să mă anunți. O din A. Da. Acum ia. Te-am podmolit și mai tare. A apărut ăla. Nu e. Mai ai 5 secunde să știi să-mi spui ce faci. Că 4. Dau de rău. Asta. Tăi, că o vedea după aia. Da. Te-ai prins. Mamă, că privirea mi-a spus tot. A făcut așa, după ce a dat, a zis: da, mă! Da, mă, m-am prins, știu. Iar consoana este... B de la bursuc. Ce, mă? B de la bursuc. Da. Hai, dă-mi de rată sau îmi dai soluția? Cât ai? 3.000 în cap. Ai face 3.500. Poți să mai dai de rată, să mai adunăm frumos acolo consoană sau cumperi o vocală sau îmi dai soluția. Elvira, o singură dată, tare, clar și corect. O rugăminte am la tine, bursuc. Vreau să scuză-mă de cât am întrerupt. Cheamă și tu mai fraieri. Să mă mai chem pe mine, să mai chem atunci la deștepți. Ai înțeles? Măcar că sunt eu aici. O singură dată, tare, clar și corect, Elvira, zi. Unii bărbați mai visează când o doamnă îi masează. Nu cred. Da sau nu? Este! Da.
mai are rost să ne bucurăm. A fost un flac, am ciruit. Ai luat tot ce a trebuit. Ce să ne mai bucurăm acum? Cu siguranță o să ajungi și în runda bonus, că acum cine să ajungă? Vreți să ajungă Liviu? N-are cum. Da. Nici ăsta, nici ăla. La el se referă, eu puteam. Tu stai acum să mai trebuie, ce să te mergem până la vitrină, mai ai ceva, mai câștigi ceva și la runda bonus. Nu ca te lua după el, eu puteam să ajung. Adică ce mai stai să ne bucurăm acum? 3500 de puncte, hai la vitrină. Câștigată Elvira, 3500 de puncte. Hai, da, repede vreau, să fie repede. Un telefon? Un telefon, 1300 de puncte. Un prăjitor de pâine. Albatros, 200 de puncte. Și vreau cele 2000 de puncte să iau un laptop pentru fetița colegului Liviu. Ce frumos, Elvira, 2000 de puncte, stai lângă mine. Laptopul ăsta merge pentru fetița ta, Liviu. Bravo, Elvira, și fii atent acum. Da. Mergem alături de colegul meu, pentru că nu mai are rost să urcăm sus la roată, că e clar că ești pe primul loc. Pe locul 3 este Liviu cu 0 puncte, iar pe locul 2 cu 5500 de puncte, mama Vica și Liviu Guță. Pe primul loc, Elvira, și cu tine mergem la roata mică, 13.800 de puncte! Ce crezi că facem acum? Dăm de o rata mică, pac, 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 aici există doar premii. Da. În plicurile astea, nu mai o stai o tură, pedeapsă, nu trebuie să-ți fie frică. Dacă vrei să câștigi premiul ăsta, îți spunem pe parcurs ce trebuie să faci. Atenție, okay. Prinzi de roată în sensul ăsta, trebuie să învârte cât poți tu de tare. 3, 2, 1 și... Astăzi mergem pe albastru. Albastru. Ana? Avem un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Îți voi da și un domeniu. Domeniul este afecțiune. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române. N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Soluția! Bravo. Da, da, da. Iar tu ai dreptul să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală în afară de cele pe care ți le-am dat. A. A. Vocala A. Vocala A, ok. D. Da. De la Dan. M. Da. Și L. D, M, L și vocala A. Da. Hai să vedem dacă le regăsim. Eu am plecat din emisiune. Domeniul era... Afecțiune. Din momentul ăsta ai 10 secunde să dai răspunsul corect. Start. Distrop... Nu vorbiți! Nu vorbiți! Distropie musculară. Ok. Distropie, da, musculară. Bă, frumos ar fi, da, să fie bun. Nu 3, 2, altceva. 1, răspunsul tău este... Auzi? Știi ce vreau eu să zic? Distracție musculară! Atenție mare! Elvira, poți merge la loc? Liviu! Eu! Mama Vica, am aici un premiu. Da. E al nostru, cum ar Dacă dumneavoastră îmi dați răspunsul corect, premiul ăsta ajunge la Nicușor. Mama Vica, o singură dată, tare, clar și corect. Distrofie musculară. Distrofie musculară? E, parcă de asta am auzit. Da sau nu? Băiatul, Vica, cu ajutorul dumneavoastră în runda bonus astăzi, domnul Marian și Nicușor, da, câștigă un telefon. Televizor. Un telefon. Un smartphone! Yeah!
aceasta a fost seara noastră de duminică. Ana Maria Barnoschi. Și bineînțeles, Bursucu. Tot Play și Iria Dumitrache, Liviu, Mama Vica, Liviu Guțe, Elvira. Mulțumim mult de tot. Până săptămâna viitoare, nu uitați că ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu. Ana Barnoschi. Și bineînțeles, pe rețelele de TikTok, Facebook și tot ce mai înseamnă rețele de socializare. Vă dorim să aveți o săptămână absolut senzațională. Minunată. Să vă simțiți bine, sperăm că v-ați relaxat cu adevărat alături de noi și până săptămâna viitoare, nu uitați că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. Să fiți sănătoși, ne vedem data viitoare, să ne vedem cu bine, la revedere, seară bună! V-am pupat! La